Sunt primar și mă ador. Edilul Orșovei Marius Stoica reușește să rețină din nou atenția generală. De această dată șochează prin gesturi care demonstrează narcisismul și la care puțin s-ar gândi. Ultima ispravă a lui Stoica s-a petrecut pe rețelele sociale. Edilul este atât de încântat de propria persoană încât își dă singur like-uri la propriile postări. În plus, își lasă inimioare pe propria pagină de Facebook, semn că se adoră. Primarul Orșovei, Marius Stoica, a reușit să se facă remarcat și pe rețelele sociale. Dacă publicul larg îl cunoștea pentru scandalurile ce l-au avut ca protagonist de-a lungul anilor, atât la primăria pe care o conduce, cât și cu managerul spitalului municipal, de data aceasta evoluează cu mult succes, se pare, pe rețelele de socializare. Primarul este atât de încântat de ceea ce face, încât se uimește pe sine. Atât de mult pare să-și îndrăgească propria persoană, încât își lasă aprecieri pe propria pagină de Facebook. Cârcotașii ar putea spune că la mijloc este un ego exacerbat, un narcisism dus la extrem, dar cine să-și aplece urechea la gurile clevetitoare? Mai bine să admirăm o fotografie postată de edil, unde a ținut să precizeze artistul care a realizat-o, adică el, Marius Stoica. Uimit probabil de propriul talent, Stoica și-a apreciat fotografia cu un emoticon care simbolizează șocul, uluirea. Așadar, primarul orșovean este șocat de propria realizare, nici măcar el nu și-ar fi imaginat că poate ieși ceva bun din mâna lui. Iar aprecierile nu se opresc aici, dimpotrivă, cresc în intensitate. Plin de recunoștință, după cum afirmă într-o postare, Marius Stoica a găsit de cuvință să-și trimită singur inimioare, anunțând un moment istoric pentru Orșova, adică semnarea unui contract pentru construirea unor blocuri sociale în cel mai sărac cartier al orașului, dar numit pompos California. Stoica n-a mai putut de drag și a apreciat postarea cu o inimioară roșie, care este simbolul pentru ador pe rețelele sociale. Toate aceste emoticoane pe care edilul și le-a postat generos au stârnit uimire. Ori Marius Stoica a descoperit acum emoticoanele și din lipsă de ocupație se joacă și le plasează acolo unde îi pare că ar da mai bine, ori pur și simplu este fascinat de propria persoană. Interesați de un răspuns concret, am încercat să-l contactăm, dar n-am avut succes. Eram curioși, mai ales că vorbim despre un primar. În general, avem pretenția de la cei care ne conduc să nu fie rupți de realitate și să aibă simțul ridicolului. Că nu tot timpul se întâmplă este lesne de înțeles, dar aceasta nu înseamnă că nu avem ochi să vedem și urechi să auzim.